Partida se va juca în stațiunea Beleg de la ora locală 12, iar imediat după joc lupii vor reveni în side și se vor pregăti de plecare, zborul spre București fiind programat din Antalya. Accidentat la genunchi în primul joc cu azerii de la Toronto, Vuz Marian Huja a mers în Antalya la un centru medical de elită pentru a efectua un remene. El a fost însoțit de către Valentin Țicu și el acuzând dureri la genunchi după antrenament, ambii așteptând rezultatele investigației. În cantonament a ajuns și fundașul dreapta Senico Dua, cel care s-a pregătit alături de Petrolul și în ultima parte a anului trecut. Ivorianul a intrat la antrenamente și va merge apoi la Ploiești, urmând să se alăture lotului pentru restul sezonului.